De câțiva ani de zile, ultima zi a lunii septembrie nu mai este una oarecare, ci a devenit din ce în ce mai importantă pentru comunitate și chiar fastoasă, în timp ce ziua Pașcanului a fost ștearsă cu buretele. Asta deoarece, pe 30 septembrie, primarul liberal, Grigore Crăciunescu, își sărbătorește ziua de naștere, astăzi împlinind onorabila vârstă de 63 de ani. Așa se face că spuma orașului, de la directori de instituții publice și politicieni până la oameni de afaceri și funcționari, au fost invitați astăzi să se bucure alături de sărbătorit la un pahar de șampanie și o gustare rece. Nu oricine, ci doar ce aleși, nu oriunde, ci chiar în sala de festivități din sediul primăriei, dar după terminarea programului. De la eveniment nu puteau lipsi și preoții care au cântat în cor la mulți ani. Toți au făcut coadă la ușa primăriei pentru a oferi flori și cadouri edilului pășcănean. De jur împrejur, la geamurile blocurilor din vecinătate, oamenii priveau uimiți la ceea ce se întâmplă, aducându-și aminte de scenele asemănătoare de pe timpul comuniștilor. Intrați, intrați! Nu vă descălțați! Ca să nu mă spun, da? Ce faceți, copiță? Mă duc să vă trec. Bună ziua, domnule viceprimar! Bună ziua! E ziua, domnule primar! Ce vrați? Sănătate și succes în activitatea și încă un mandat la primăria municipiului Pașcani. Ce ați adus de ziua dumneavoastră? Un buchet de flori. Multă sănătate. I-ați adus ceva? O cafea. Noi vreau să știi iluminat ca Sfântul care patronează ziua noi astăzi. Dacă știi care este. Fie sănătos și călduros la mulți ani. Dorim multă, multă sănătate și cât mai multe fapte bune pentru pășcăneni. Știu sigur că îi iubește foarte mult, îi respectă și este bine ca și pășcănenii să aibă grijă de primarul lor. Să facă o echipă comună și iar Pașcaniul să devină aceeași frumoasă vatră de altă dată. Să fie sănătos, să știu eu, să facă lucruri bune pentru pășcăneni, tot ce e mai bun. Mulțumim, i-ați spus ceva? Da. Ce? Urez foarte multă sănătate și putere de muncă. Toți ne dorim asta, să fim sănătoși, să fim în armonie cu noi înșine și cu cei din jur și să ne trăiască familia, să fie echilibru, sănătate, armonie, așa cum spuneam. La mulți ani! Eu am fost invitat, nu știu cu ce ocazie. La mulți ani, dacă e ziua domnului primar, la mulți ani și sănătate multă! Sănătate, putere de muncă, să aibă grijă de oameni și de oraș. Ce i-ați adus? O băutură specială pentru un primar special și o floare în culorile domniei sale. Lacrima lui Olivia. Multă sănătate, așa cum se urează de fiecare dată când e ziua de naștere, putere de muncă și dea Dumnezeu să-i vină minte la cap. Niște cărți am adus. Evident, noi nu am fost invitați și nici nu am putut să-i urăm primarului cele bune, deoarece portarul, vigilent din fire, ne-a interzis accesul în instituție pe motiv că s-a terminat programul. Programul de lucru, mai ales că azi a fost o zi scurtă, nu cel de distracție, instituția publică fiind sechestrată pentru câteva ore în interes privat. Așadar, primarul tuturor pășcănenilor a ales să-și sărbătorească ziua de naștere în instituția pe care a transformat-o în propriul palat, așteptându-și cu nerăbdare invitații, nu într-un restaurant privat sau acasă, așa cum ar fi fost normal să se întâmple. Deci, cum să termin? Pare foarte rău. Păi, intră oameni în primărie. Da, angajați primărie. Să înțeleg că nu este voie la sărbătoarea care are loc sus? Am înțeles cum. A dat cineva dispoziție expresă în sensul ăsta? Nu, în sensul ăsta. Deci, programul s-a întâlnit, da? Pare foarte rău.